Hristos a înviat! Prea cucernici părinți, iubiți credincioși, slăvitul praznic al învierii Domnului, cel ce a sosit, a venit să ne lumineze cu lumina cea cerească și să ne sfințească. Aceasta este sărbătoarea sărbătorilor. Aceasta este noaptea cea mai sfântă. Pentru că noi vedem acum că este noapte, dar prin lumina învierii ce s-a pogorât, această noapte este provizorie. De fapt, întunericul a fost biruit de lumină, pentru că Dumnezeu a coborât din cer să aducă lumina cerească pe pământ. Diavolul a ispitit pe Iuda și pe cei ce l-au condamnat pe Iisus la moarte, vrând să stingă lumina vieții, au pus viața în mormânt. Dar viața pusă în mormânt, trupul lui Hristos a rodit, pentru că Hristos a coborât la iad. A învins păcatul, a omorât moartea, a desfăcut încuietorile iadului, a ridicat pe strămoși, pe proroci și pe drepți. Și cu toții au primit cale către ceruri. Omul a fost alungat din raiul cel de pe pământ, dar bunătatea lui Dumnezeu a făcut ca Fiul lui Dumnezeu să coboare la iad și să-l aducă pe om din iad, nu pe pământ, ci chiar în cer, în locuința lui Dumnezeu. De aceea lumina Paștilor este lumina cea mai sfântă. Am luat și anul acesta mărturie, ca și în ceilalți ani. Lumina a coborât ca un fulger din cer. Așa cum ați auzit în Sfânta Evanghelie, că a coborât îngerul și înfățișarea lui era ca fulgerul când a dat la o parte piatra de pe ușa mormântului de unde s-a ridicat Hristos. Și iată, acest fulger de lumină a ajuns la Patriarhul Ierusalimului și de la el a circulat în toată Biserica Sfântului Mormânt. Și nu cu viteza înceată cu care ați aprins dumneavoastră lumânările, ci lumânările s-au aprins singure și lumina nu arde în primele minute. Nu este o lumină materială, pentru că este o lumină a Harului Dumnezeiesc. În această lumină vrea Dumnezeu să ne îmbrace pe noi. O lumină care nu se stinge, o lumină care nu se împuținează, o lumină care mereu se înmulțește, o lumină care dă bucurie, care dă comuniune cu Dumnezeu. Aceasta e lumina învierii. Această lumină o duceți în casele dumneavoastră. Păstrați lumânarea cu care ați aprins lumina la înviere, mai ales că e lumina coborâtă din cer. Și când sunteți în necaz, când sunteți în nevoie, când afară este furtună sau fulgere și tunete, aprindeți acea lumină să vă ocrotească sufletul și casa. Bucurați-vă că am ajuns cu toții acest praznic minunat. Sărbătoarea aceasta trebuie să intre în sufletele noastre, să înceapă din sufletele noastre sărbătoarea. Așa cum spune o cântare, să iertăm toate pentru înviere, familiile să fie în armonie, să fie
toți oamenii, cu vecinii, cu colegii, cu cei ce s-au certat, cu cei ce s-au dușmănit, să intre în armonie. Pentru că vrăjmașul nostru, care ne-a îndemnat și ne-a ademenit să ne dușmănim, a fost învins. Viața nu are loc cu Hristos decât în armonie, în pace și în dragoste. Aceste sentimente să le trăiți din plin. Pacea și dragostea care s-au întâlnit în învierea lui Hristos ne conduc pe noi la Hristos și la învierea cea de obște. De aceea se cuvine ca bucuria noastră să rămână, să rămână în suflet, să rămână în inimă, să rămână în casă, să rămână în familie, să rămână în viață. Lumina lui Hristos ne luminează pe toți. Aceasta să înțelegem, că dacă ne mâniem, că dacă mințim, dacă furăm, dacă vom cădea în păcatul desfrâului, în alte păcate grele, însemnează că am alungat de la noi lumina. Am primit lumină nouă, să o ținem în suflete, în inimi și în toată viața noastră. Această lumină să nu înstrăinăm, să nu o vindem pe păcate, să nu înlocuim cu întunericul niciodată. Lumina lui Hristos rămâne lumină veșnică și lumina lui Hristos este arvuna vieții veșnice. De aceea se ne cuvine să ne bucurăm și să ne veselim. Rămâneți așadar cu această lumină, rămâneți fii ai luminii, fii ai bucuriei, fii ai dragostei, fii ai păcii, fii ai învierii. Învierea lui Hristos să ne îmbuneze pe toți, să ne înțelepțească, să ne ajute, să ne călăuzească la tot adevărul. Singurul adevăr care rămâne în veci este Hristos. Și Hristos, în lumina învierii sale, se descoperă nouă. Primiți-L pe Hristos în inimile voastre. Primiți darul luminii și al învierii. Rămâneți cu aceste daruri și bucuria să nu vi se sfârșească. Fiți fericiți la masa voastră și cei ce aveți mai mult și cei ce aveți mai puțin, să nu vă întristați. Aveți ospățul credinței cel mai bogat prin lumina învierii lui Hristos. În acest ospăț al credinței să vă bucurați, să vă desfătați, să vă luminați, să rămâneți astăzi, mâine, toată săptămâna luminată și de-a pururi să stăruiți ca lumina să vă lumineze din lăuntru în afară, ca să vă fie faptele bune, căci faptele ne vor arăta calea spre Hristos înviat cel din ceruri, cu care să petrecem în arvuna bucuriei vieții veșnice în viața aceasta și într-o primirea a evea vieții cele veșnice după plecarea de pe pământ, ca să rămânem cu Hristos, cu Tatăl, cu Duhul Sfânt, cu Maica Domnului, cu Sfântul Apostol Andrei, cel ce ne-a adus lumina, cu toți sfinții în ceruri, în vecii vecilor. Amin.